Rândurile șomerilor mehedințeni se mai subțiază. Directorul AJOFM Mehedinți a declarat într-o conferință de presă că rata șomajului a mai scăzut datorită unui flux de angajări care a avut loc la mijlocul acestei săptămâni. Încadrările în muncă au fost făcute de societatea comercială care realizează cablaje auto. În momentul de față sunt acolo 2200 de angajați și în continuare sunt aduși oameni în producție. Vestea bună este că începând cu data de 25-a, deci acum două zile, am mai angajat 150 de persoane direct productivi și în perioada imediat următoare mai angajează încă 400 de persoane. De asemenea, direct productivi, cu studii generale, 8 clase, muncitori necalificați și chiar cu studii liceale. Se caută în continuare specialiști, ingineri în domeniul mecanic și electric. Ca nivel de salarizare, se pornește de la salariul minim brut pe țară, la care se adaugă anumite sporuri care le au. Începând cu anul 2017, se va începe activitatea și pe proiectul Audi. Din confirmările pe care le avem de la directorul general al firmei, se vor angaja un număr, începând cu 1 ianuarie 2017, de circa încă 1000 de persoane. Angajările sunt ca o gură de oxigen după ce rata șomajului a sărit de la începutul anului de 11%. În momentul de față sunt scoase la bătaie de angajatori 202 locuri de muncă. Cele mai multe sunt în confecții, construcții, dar și în silvicultură. Toate persoanele care au aceste meserii, noi le așteptăm să vină aici la sediul nostru din Bulevardul Carlo I numărul 3 și să ia legătura cu acești angajatori, pentru că, așa după cum vedeți și dumneavoastră, locurile de muncă sunt multe, sunt diversificate și în acest fel, mergând la aceste firme, își pot media ocuparea acestor locuri de muncă vacante. Directorul Suru a dorit să facă și câteva precizări pentru cei care sunt angajați la RAN și cer lămuriri la sediul AJOFM legate de salariile compensatorii și celelalte drepturi. S-a mai ridicat o problemă care consider că trebuie clarificată, tot în legătură cu cei de la RAN, dar etapa a doua de disponibilizare. Aici apare următoarea problemă. În programul de restructurare a fost prevăzută data de 31 august, a doua disponibilizare. În ultimul timp se precipită lucrurile și sunt convins că disponibilizarea se va produce mult mai devreme. Riscul din partea acestor salariați este de a nu mai primi veniturile de completare. Pentru că dacă în planul de restructurare s-a prevăzut 31 august, plan semnat de administratori și de masa creditorilor, nu au modificat această dată, ei nu vor primi decât indemnizație de șomaj și salarii compensatorii. Rata șomajului este în ușoară scădere în Mehedinți. Potrivit datelor statistice prezentate, cea mai mare rată este în orașul Baia de Aramă, urmat de Strehaia și Drobeta Turnul Severin. De la începutul anului și până luna trecută au fost încadrați în muncă 1605 șomeri.